A fost sărbătoare duminică în comunitatea credincioșilor din satul Chendrea. Biserica din localitate a fost resfințită după ce aici au fost realizate lucrări ample de modernizare. Începând cu anul 2007, aici păstorește preotul Dan Marian Uță. De atunci, prin contribuția credincioșilor, s-au derulat o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea locașului de cult. La bucuria comunității din Chendrea a luat parte și primarul comunei, Maghi Arisaia. Mulțumesc credincioșilor din satul Chendrea pentru invitația făcută să particip la acest eveniment. Le mulțumesc și apreciez eforturile făcute pentru realizarea acestei lucrări. Le mulțumesc că au fost alături întotdeauna de mine și ca primar al localității și voi face tot ce se poate face pentru ca primar, pentru ca cultul credincios al ortodoxilor să aibă tot mai mare valoare și în comuna noastră și prin realizările pe care le-au făcut în ultimii ani au demonstrat acest lucru. Mulțumim în primul rând enoreașilor din satul Chendrea pentru că și ne-au ajutat ca să contribuim la realizarea acestei măreți program, putem să-i spunem, adică am reconstituit biserica în mare parte. Am dat tencuia la jos, am tencuit înapoi, am pictat, s-au făcut bănci, s-au parchetat, deci s-a făcut un lucru foarte mare. Astfel, în interior, biserica a fost tencuită și pictată în tehnica frescă, s-au montat geamurile și ușile de acces, s-a turnat șapa de beton, pardosiala a fost acoperită cu parchet laminat, s-a refăcut integral instalația electrică, s-au montat candelabrele și aplicele, au fost instalate sistemele de încălzire pe calorifere și cel de sonorizare și s-a confecționat iconostasul din lemn de tei și mobilierul bisericesc.